Amin. Bucură-te, Haralambie, mult pătimitorule! Ați auzit cum s-a spus la acatist Sfântului Sfințitului Mucenic Haralambie, episcop de Magnezia, care pătimește în timpul împăraților păgâni a lui Sever, care era pe vremea aceea împărat în Roma. În primul rând, mucenic înseamnă om care mărturisește pe Hristos și poate fi și mărturisitor, dar în același timp poate să rămână mărturisitor fără să pătimească și poate să fie mucenic, adică mărturisind să plătească cu sângele și cu prețul vieții celei trecătoare și câștigarea celei veșnice, prin muncirea, cum arată întregile martirologii ale Romei, deci cum arată martirologiile Romei, 20 de milioane de mucenici la Roma, 10 milioane la Ierusalim, afară de celelalte care sunt înregistrate de agiografi în celelalte dicționare agiografice creștine. Acest sfânt sfințit mucenic Haralambie a fost un episcop care a pătimit la vârsta de 113 ani de la egemonii din timpul împăratului Sever și în timpul lui Lucian și Lucie. În ce consta acest lucru sau ce avea la bază acest lucru? Noi știm prea bine, cum spune prorocul David în psalm, împărații păgânilor sunt idoli de argint, de aur și de lemn, care au urechi și nu aud, ochi și nu văd, gură și nu vorbesc și așa mai departe. Iată, același lucru se cerea creștinilor care erau botezați în numele Sfintei Treimi să creadă în aceste mămâi făcute din piatră, de argint, de aur, de fier și de lemn și în același timp să lepe de dreapta credință și să se închine acestor împărați de lemn mincinoși sau de piatră și să spună că aceștia sunt adevărați și au duh de viață. Același lucru îi se cere și de către împăratul Sever și Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie. La prima întâlnire, ca să spunem așa, eu am făcut o mică schiță ca să-mi vină ușor și să nu discutăm mult, la prima întâlnire sau la prima dispută, când împăratul se vede față în față cu acest slujitor al lui Hristos, cu acest arhiereu care la rândul lui este și păstor a turmelor creștine, deci încearcă să-i explice că trebuie să înțeleagă că de atâta vreme, la atâta vechime, la atâta vârstă, n-a înțeles încă trebuie să se închine acestor idoli. Erau vorba de cei doi mari idoli, Apolon și Dia. Deci unul era idol al desfrânării, unul era idol al vinului. La un moment dat, Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie spune clar și deschis, nu pot să fac așa ceva, nu pot să dau eu bogățiile cele nevăzute și veșnice pe lucrurile cele trecătoare și mincinoase. Și apoi spune, zice, doar știi prea bine, împărate, că diavolii se tem și se cutremură de puterea crucii și se îngrozesc de lucrarea ei. Și atunci împăratul a poruncit să fie lovit peste gură, să fie legat, a fost strujit cu unghii de fier. Unghiile de fier erau un fel de căngi ascuțite, așa, care aveau ca un fel de cârlige, era omul dezbrăcat, legat sau crucificat ca să nu poată să se miște și se trăgea cu acele căngi până se spinteca toată pielea și carnea pe el. Nu sunt minciuni, ci sunt lucruri adevărate și cine are bani poate să viziteze martirologiile Romei și acolo în Coliseumul de la Roma, în Muzeul Martirologiului Creștin, va vedea acele unghii de fier încă cu sânge uscat închegat de creștini pe ele, care stau mărturie până astăzi că n-a fost o minciună. Tipuri de mucenici sau de sfinți, e plin calendarul și sunt pline viețile sfinților. Vă rămâne să cumpărați mai puține televizoare color și să vă luați aceste cărți. După ce a strunjit toată pielea de la cap și până la picioare, l-a băgat în temniță, deci l-a băgat în temniță, și a cerut din nou ca să mărturisească pentru acești idoli la care el spune, zice, strunjiți-mi voi trupul cel vechi și putregăios cât vreți, că se întărește Duhul și trupul cel nou întru Hristos. Deci semănase-va într-o stricăciune să răsară într-o slavă. Iarăși este încercat să fie convins la care spune, zice, nu putem da cele veșnice pe cele trecătoare. Și atunci se încreștinează și cei doi lucrători ai sau cei doi, cum li se spune, care chiar îl munceau, cei doi muncitori, Vacos și Porfirie, care sunt și ei la rândul lor înjunghiați din porunca împăratului și devin și ei la rândul lor mucenici. A doua întâlnire, ca să spunem așa, între Sfântul Haralambie și acest împărat,
Este lupta când direct igemonul Lucian se apropie de el să-l strunjească cu unghii de fer și din rânduiala lui Dumnezeu pentru proslăvirea credinței creștine, de aici începe lucrarea cea mai presus de fire. Și ce înseamnă lucrare mai presus de fire? Apar minunile care sunt peste putința omenească. Iar minunile care sunt peste putința omenească sunt multe și nu trebuie confundate, trebuie să aibă mărturie în Sfinții Părinți, trebuie să aibă mărturie în Sfânta Scriptură și să aibă mărturie în dogmatica Bisericii Creștine. Deci nu sunt niște mărturii la întâmplare. Și spune că în momentul când igemonul se apropie ca să tragă cu unghii de fier, mâinile îi pică de la cote și rămân spânzurate de trupul Sfântului. Acesta rămâne mirat și se și spăimântează în același timp, nesimțind durerea, dar vede că nu mai are mâini. Lucru pe care noi l-am mai întâlnit și la momentul când trupul Născătoare de Dumnezeu era înconjurat de cei 12 apostoli și păgânul Atonet vroia să-l răstoarne de pe Sfântul Pat, unde într-o adormire avea să se mute mai târziu la cer, cu tot cu trup, fiind Maica Vieții mutatu-te-ai la viață. Un alt lucru care se întâmplă, împăratul de scârbă îl scuipă pe Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie și capul îi se întoarce la spate, exact cum este ornitoza la păsă, se uita prin ceafă. În momentul acela cade spaima peste ei și încep să se roage de iertare. Dar ce folos? Că în clipa când primesc încredințarea, ei cred că este o vrăjitorie la care Sfântul Haralambie spune, zice, eu nu port pică și ură pe nimeni și nici nu sunt supărat pentru voi că mă munciți. Muncile voastre trecătoare îmi sunt o dihnă veșnică. Și atunci se deschide cerul și se aude un glas frumos, deci un glas îngeresc care spune, bucură-te, Haralambie, luminătorul pământului și al cerului, prietenul apostolilor, cârmuitorul, zice, și părtașul îngerilor. Deci iată ce lucrare puternică și dumnezească lucra în Sfântul Haralambie. Sever rămâne înspăimântat de acest lucru și în clipa când vede aceste minuni, deci în clipa când vede aceste minuni, se îndoiește și crede că într-adevăr este vrăjitorie. Lucru întâlnit și la Sfântul Gheorghe. Deci când înviază un mort și spune acesta cu vrăj, îl înviază. Lucru când Iustina Fecioara cu semnul crucii biruiește pe Ciprian, mai târziu episcop de Cartagina, și spune aceasta cu vrăjitorie și cu semnul vrăjitoresc a creștinilor, face aceste minuni. Lucru care îl întâlnim și la Silvestru, Papa Romei, când învie, deci când învie și dă viață și apoi îmblânzește acel bou care era nărăvaș, în timp ce Zambri, vrăjitorul, vrea să arate că cu o formulă tare magică reușește ca să-l omoare și așa mai departe. Iar a doua rundă, să spunem, de întâlnire între împăratul Sever, care este întristat, dar în același timp este înștiințat de toate minunile pe care le face Sfântul Haralambie, trimite 300 de ostași, fără suflet, cum se spune, adică oameni neinimoși, deci oameni păgâni, răutăcioși, cânoși la inimă, să-l aducă din Magnezia în Antiohia, să-l muncească în însuși fața lui. Și spune că prima muncă care i-a rânduit-o, i-a bătut piroane în trup, i-a împletit barba ca o funie, fiindcă Sfântul Haralambie avea o barbă foarte mare, și îl trăgea de barbă precum ai duce un cal de căpăstru. Iar în timp ce îl duceau spre Antiohia, însuși cum s-a întâmplat pe vremea în Vechiul Testament, când Balaam vrăjitorul mergea să blesteme pe poporul lui Israel, și măgărița n-a mai vrut să plece din cale, fiindcă vedea pe Îngerul Domnului, la fel și calul care conducea pe stăpânul acelor trupe de ostași, la un moment dat se oprește și vorbește cu glas omenesc. Zice, ticăloșilor, nu vedeți că în omul acesta stă Duhul lui Dumnezeu și darul Duhului Sfânt? De ce îl chinuiți pe nedrept? Deci iată ce minune și întâmplare. În momentul când aceștia rămân nedumeriți de unde se aude această voce, crezând că este din cer, calul continuă. Dezlegați-l pe cel pe care nu-l puteți lega, ca el să dezlege păcatele voastre. De ce? Avea darul arhieriei și putea lega și dezlega blestemele care cădeau asupra lor,
prin împotrivirea față de Dumnezeu, sau ceea ce vă spun eu la spovedit, păcate împotriva Duhului Sfânt, necredința, ateismul, luarea în glumă a credinței creștine, glume la adresa bisericii și a lui Dumnezeu, mersul la vrăjitoare și toate celelalte. Diavolul, văzând această lucrare prin care Dumnezeu a proslăvit pe robul său Haralambe, s-a prefăcut în chip de om bătrân, spunând că vine dintr-un tărâm depărtat, tocmai din pământul sciților, și îi spune împăratului Sever, zice, omoară acest vrăjitor, că zice, de-l vei mai lăsa, zice, toate popoarele se duc spre el. Și zice, noi ne pierdem autoritatea Dumnezeilor noștri din veac moșteniți de la părinții noștri, zice, care au făcut cerul și pământul, lăudând pe acei idoli mincinoși. Și în momentul când ajunge în fața împăratului, împăratul poruncește întâi să-i se bage în trup 3 țăpușe din lemn, apoi spune să-i dea foc cu lemne să ardă câte un pic să se pârjolească și dă ordin să-i se pârlească barba. Dar în acea clipă un miracol magic, deci o întâmplare minunată de la Dumnezeu, din barba Sfântului Haralambe țâșnește un sul puternic de foc și pârlește vreo 70 de păgâni care erau acolo de față și asistau prin hulirea lui Dumnezeu la muncirea lui. Și atunci împăratul se înspăimântă și spune, zice, dacă într-adevăr ești atât de mare, zice, uite, aducem un om îndrăcit și scoate dracul din el. Sfântul Haralambe spune, zice, eu nu cercetez puterea lui Dumnezeu, nu mă îndoiesc de ea, dar noi ispitesc, zice, să-l întrebăm direct pe îndrăcit să spună de ce s-a îndrăcit. Și a început Sfântul Haralambe să spună, zice, spune diavole, ce cauți în omul acesta? Și în clipa aceea diavolul a început să spună, în urmă cu 35 de ani, când am intrat în el, a vrut să omoare pe un moștenitor a unei averi și să o ia pe nedrept. Și pregătind tâlhăria și felul prin care voia să-l omoare, eu am intrat în trânsul și l-am îndrăcit din porunca lui Dumnezeu. Și iată, acum ies și mă duc la cuvântul tău. În clipa aceea, când vede Igemonul și această minune, spune că îl dă pe mâna unui alt Igemon din Antiohia, deci plecat din Magnezia, nu mai avea întâlnire cu cei doi care Lucian și Luchie se fac și ei creștini, ci îl dă pe mâna lui Crisp. Mai puțin vă interesează numele, important era că începe o altă, să spunem, o altă serie de munciri. Îl bate cu pietre peste gură, iar însuși împăratul Sever pune o săgeată în arc, trage în sus și spune, unde ești, Galileene, să duc război cu tine, să-ți arăt că te voi coborâ din cer și voi fi stăpânul tău. Și în clipa aceea noi mai avem acest lucru și la Iulian Apostatul, care la fel spune pe câmpul de luptă, în momentul când este însulițat de Sfântul Mercurie, zice, m-ai învins, Galileene. Deci vedea ceea ce vedea el, nu vedea oastea. Deci vedea cum venea Sfântul Mercurie și îl confunda crezând că este Iisus Hristos. În momentul acela începe o mișcare a stihiilor, deci însuși pământul, cerul, stelele, luna, norii, trăsnetele și fulgerele vin în sprijinul sau împlinesc porunca ziditorului. Pământul se întunecă, așa cum a fost și la răstihnirea Mântuitorului, deci stihiile se răzvrătesc, își strică armonia și toți cad de spaimă, iar acest împărat Sever este ridicat în văzduh de niște mâini nevăzute și este chinuit și zugrumat, iar el strigă după scăpare, la care fiică sa Galinii spune, zice, crede în Dumnezeu creștinilor și te vei elibera. Într-adevăr, la rugăciunea Sfântului Haralambe și la implorarea acestei fiice, încetează acea spaimă, cerul se reașează în vechile stihii din rugăciunea Sfântului Haralambe, iar după 30 de zile împăratul poruncește o a doua rânduială de a-l munci pe Sfânt. Dar între timp, Galiniei, fetei împăratului Severii, se înștiințează acest lucru și ea îi spune tatălui său, și îi spune și lui Haralambe, am văzut un vis, o grădină frumoasă cu un izvor, zice, lângă care în momentul când Sever s-a apropiat, zice, ceva cu o mână nevăzută l-a depărtat din acel loc, zice, este puterea lui Dumnezeu care l-a depărtat de darul Duhului Sfânt pentru hulă. Văzând împăratul că nu este niciun chip de a-l birui, fiindcă îl întreabă, zice, ce vârstă ai? 113 ani. Și de atâta vreme, zice, nu te-ai înțelepțit la minte încă să slujești zeilor noștri? N-am ce să slujesc eu zeilor voștri. Zice, zeii voștri n-au făcut nimic, zice, în primul rând, ei sunt morți și sunt făcuți de mâini omenești. Iar în momentul când
este băgat în temniță, Galinii mărturisește pe Hristos, fiica împăratului Sever, iar el o pune pe ea însăși să jertfească zeilor. Și ea spune, și da, vreau să le jertfesc. Să apropie în capiște ăștia hotărâți de acum că ea într-adevăr se va da la păgânism, întreabă-ți pe care să-l răstoarnă întâi și răstoarnă unul din zei și să sparge. Îl răstoarnă pe al doilea și să sparge, le dă jos din soclurile lor. Și atunci împăratul care minte îngustă, fiindcă nu numai el era, așa au fost toți cei 6 împărați păgâni 300 de ani până la împăratul Constantin, până s-a dat libertate creștinismului, pune peste noapte 50 de meșteri să întocmească repede din nou zeii ceea aceea și să-i toarne din metalele cele scumpe și să-i cioplească. Iar în momentul când vine dimineața, merge la fiică, încercat și învățat de filozofii lui păgâni și spune, zice, uite, zice, așa cum a înviat Hristosul Galileanu, zice, creștinilor, uite, așa au înviat astă noapte și zeii noștri. Zice, da, tată, voi să-i văd și eu să mă închin lor și să-i cinstesc. Dar în clipa când să-i cinstească, întâmplarea face că minunat lucru i-a spune zeilor, zice, ei, zice, de vreme ce voi singuri v-ați făcut și ați înviat peste noapte, zice, dacă eu vă voi mai fărâma odată, zice, ce, n-aveți voi putere să înviați și a doua oară? Și îi răstoarnă din nou și îi dă jos din soclurile lor și îi sparge, iar împăratul dă ordin de judecată. Văzând că niciuna din pătimiri nu prinde de Sfântul Haralambe, hotărăște tăierea capului la un loc anume numit. Deci am trecut așa din fugă ca să vedeți în mare viața Sfântului Haralambe. Iar în clipa când se duce spre locul de pătimire, el cântă stihurile din psalmii lui David. Milă și judecată voi cânta ție, Doamne. Iar când ajunge la câmpul de luptă, încă o minune care se arată și Sfântului Arhidiacon Ștefan, Sfântului Sisoie cel Mare, Sfântului Marcu Franciscanu, se văd cerurile deschise, îngeri coboară și un tron de smarald aduc pe Dumnezeu cel veșnic în chip înmaterializat, ca să-l poată vedea Sfântul Haralambie și cei care erau împrejur, deci cortegiul de ucidere, și se aude glas din cer. Zice, vină slugă bună și credincioasă, cere ce vrei de la mine și îți voi da ție. Iar Sfântul Haralambie spune, zice, mare taină este aceasta, Doamne, dar dacă totuși ai îngăduit aceasta, zice, un lucru îți cer. Și să vedeți cât de minunat lucru cere Sfântul Haralambie. Unde vor fi moaștele mele și să va cinsti pomenirea mea, să nu fie nici foame, nici sete. Foamea să nu bântuie și seceta, să fie pace și sănătate și mântuire sufletului, pentru că trupul și sângele sunt neputincioase și satana le ispitește. Și îndestularea grâului și a vinului să nu lipsească niciodată și zice, iubita iertare de păcate de la Dumnezeu. Și în acea clipă, fără ca să-i se mai taie capul, deci fără ca să-i se mai taie capul, se ridică întâi tronul de slavă a lui Dumnezeu, fiindcă se aude glas din cer sub formă de tunet și de cutremur, care spune, zice, s-a auzit rugăciunea ta, ostașule vrednic și luminătorule al cerului și al pământului Haralambie, făclie mult prea luminoasă a tuturor creștinilor. Și își dă sufletul, întâi pleacă Dumnezeu cu tronul ceresc, acea viziune, și se răpește și dispare și apoi se vede cum îngerii duc sufletul Sfântului Haralambie, iar trupul rămâne jos într-un miros de mireasmă și într-o putere de facere de minuni. Toți care se atingeau de Sfintele Moaște se vindecau, se însănătoșau, lucru care se știe până astăzi de la orice Sfinte Moaște, iar Galinii, fiica împăratului, povestește lui Sever toată întâmplarea. Din porunca acestei fete încreștinate se face un sicriu de aur, iar moaștele Sfântului sau trupul Sfântului este învelit în pânze curate, uns cu mirodenii și aromate și este pus în această raclă de aur și este pus spre cinstire și spre pază, lucru pe care n-a îndrăznit să-l mai condamne împăratul Sever. În mare, așa, luat în amănunt, cam aceasta a fost viața Sfântului Mucenic Haralambie. Făcând o mică paranteză sau făcând o mică, să spunem, analogie la viața acestui Sfânt, sfinți de acest fel avem încă cu sutele. Citiți viața Sfântului Climent al Ancirii sau Climent cel fără de moarte, ca să vedeți care a pătimit 25 de ani și a fost de 5 ori scoasă de pe el carnea cu unghii de fer,
și a pătimit sub 3 ighemoni și 5 împărați. Dar n-a murit, a rânduit Dumnezeu să se proslăvească prin el credința creștină. Avem pe Fotinii Samarineanca de la Fântână care a vorbit cu Mântuitorul, avem pe Sfinții Apostoli care au pătimit Pavel prin tăierea capului, Andrei prin răstihnirea pe cruce și toate celelalte, avem pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, avem suficienți sfinți care să rămână mărturie la baza Ortodoxiei și care să ne arate într-adevăr care minuni sunt adevărate. Este singura esență care vreau să o ating, deci să vedem ce au pătimit sfinții și să vedem în ce condiții duhovnicești au făcut ei minuni. În primul rând au fost minuni duhovnicești din darul lui Dumnezeu, au fost minuni din smerenie, cum spune în însuși viața Sfântului Haralambie, când îi se cere ca să învie un mort. Și el spune, zice, eu nu ispitesc pe Dumnezeu meu, aceasta este cu putință, dar nu-i la vrerea mea, ci la vrerea lui. Și atunci împăratul îi spune, dar totuși roagă-te ca să învie. Și într-adevăr se roagă Sfântul Haralambie și un tânăr care era mort de 3 zile învie. Lucru ce se întâmplă și la Sfântul Gheorghe, lucru ce se întâmplă și la Sfântul Silvestru, Papa Romei și așa mai departe. Deci nu este nevoie să amintim totul îndeamănunt. Pentru unii par povești, pentru unii par vechi, pentru unii par plictisitoare, dar biserica se apără printre aceste minuni, exact cum fiecare om în familia sa își păstrează moștenirea. Prin testament, prin act de vânzare-cumpărare, prin, să spunem, prin analogie de la bunic la străbunic, la frate, la soră, la cumnat. Deci fiecare are la bază un act, un document prin care își justifică identitatea și puterea care o are asupra unui lucru. La fel și biserica își legiferează această putere asupra minunilor sfinților, iar minunile intră în categoria lucrurilor spirituale și duhovnicești prin care biserica își întemeiază regulile și își întemeiază fundamentul ei dogmatic și spiritual. Pentru că dacă nu ar fi fost taină întruparea sau mântuirea sau venirea Mântuitorului în lume sau pătimirea pentru Hristos, aceasta n-ar fi avut valoare, s-ar fi făcut la întâmplare și în credință creștină, și în credință păgână, și în credință mahomedană și așa mai departe. Dar cine s-a botezat în Hristos, în Hristos s-a și îmbrăcat. Cine s-a unit cu Hristos, este însuși Hristos. Adică nu spune, zice, eu sunt întru El și El întru mine, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu. Un alt lucru care ne rămâne este curajul de mărturisire și de credință. Cred, și nu o spun cu îndoială, trăim o vreme când, v-am mai spus, noi nu speriem lumea cu sfârșitul lumii, nici nu credem în această nebunie, pentru că sfârșitul lumii nu va fi niciodată, sufletele sunt nemuritoare. Vom crede doar în sfârșitul timpurilor. Deci când va vrea Dumnezeu să scurteze vremea și să o înceteze și să trecem la viața duhovnicească de dincolo, adică muncă veșnică pentru păcătoși și odihnă veșnică pentru drepți, atunci se va vedea cei care au mărturisit adevărul de credință. Și adevărul de credință poate fi mărturisit prin mai multe moduri. Nu să cere să fii spart cu țăpușă de fer, ci trebuie să răspunzi la înțepăturile pe care ți le aduce vrăjmașul. Exces de modă, exces de mâncare, exces de gusturi, de simțuri și așa mai departe. Nu ți se cere să ți se dea foc, ci să rabzi tu focul ispitelor și, cum spunea Părintele Paisie Olaru, zice, tătucă, zice, cine rabdă ispita și pe aproapele în necazurile care îi le face, zice, este ca tinerii care a stat în focul Babilonului și nu s-au ars pentru puterea treimii. La fel acest lucru este valabil și astăzi. Dacă poți să-ți rabzi vecinul, prietenul, aproapele și cel de lângă tine și să nu te superi pe el atunci când îți face rău, cu adevărat împlinești cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur care vine și spune, zice, nu, îi spune Chiriac, zice, nu, zice, frate, zice, tu nu trebuia să pleci din Constantinopol, mai degrabă, zice, înnoptați soarele pe cer decât să fi plecat tu din Constantinopol. Zice, frate Chiriac, zice, dacă m-ar fi lăudat lumea sau m-ar fi iubit, zice, n-aș mai fi fost sluga lui Hristos. Și cum a spus și la Evanghelie când s-a citit, zice, lumea, dacă ați fi a ei, v-ar iubi. Dar pentru că nu sunteți din lume, lumea vă urăște.
Și alții, crezând că vă ucid pe voi, aduc jertfa lui Dumnezeu, ei împlinesc aceasta fără de știință, neștiind că o fac spre osânda și nemântuirea lor. Deci, ceea ce trebuie să răbdăm astăzi, în primul rând, este să răbdăm mizeria în care trăim. Nu ceea ce dăm cu aspiratorul prin cameră. Mizeria legilor, mizeria celor de lângă noi, mizeria aproapelui, mizeria șefului de la servici, mizeria celui care te, să spunem, ești sub comanda lui și ați văzut nu altceva decât un simplu exemplu. Ce mai mare mucenicie trebuie când unul are o sumă extraordinară ca salar și celălalt n-are cu ce să-și plătească chiria. Cine rabdă acest lucru și poate să-l învingă, cu adevărat, de-abia ăla este mucenic. Și nu-și dă seama că cel de lângă el care îl sabotează, de fapt îi pricinuiește cununa răbdării și a mântuirii. E adevărat că ne răzvrătim, că cuvânt nu trăiește nimeni. Dar omul nu trăiește numai cu pâine, ci trăiește și cu cuvântul lui Dumnezeu. Și cine zice că trăiește și cu cuvântul lui Dumnezeu, am să vă demonstrez faptic că rămâne adevărat acest lucru. Zice, când vă rugați, să cereți cu credință. Că dacă cereți cu credință, Dumnezeu care este în cer, aude rugăciunea fiilor săi și dă daruri bune celor ce cer de la dânsul. Dar ne pune condiția esențială și necesară. Să iertăm orice avem împotriva cuiva atunci când ne rugăm, să fim corecți și să știm ce cerem, adică să batem cu stăruință ca să se deschidă, să cerem ca să luăm și să căutăm ca să aflăm. Deci nu ne rugăm la întâmplare, ne rugăm într-o condiție precisă. Deci, Doamne, fiica mea cumplit pătimește, Doamne, sufletul meu cumplit bolește. Deci, același lucru este echivalent. Deci, știe Dumnezeu ceea ce ai nevoie și El poate să schimbe mintea șefului tău, mintea stăpânului tău, mintea celui ce face rău a conducătorului, a judecătorului și a tuturor celorlalți. Dar aceasta numai prin credința în Dumnezeu și nu cu parul. Deci, cine apelează la dreptatea lui proprie, de fapt, nu poate face nimic. Pentru că spune și Isaac Sirul, cei slabi și mândri sunt dați în mâna celor răi și tari, ca ei smerindu-i pe dâns și să-i aducă la adevărata cunoștință de Dumnezeu. Câți nu spun la descurajare și iarăși vă aduc aminte, da, m-am săturat și de trăit, da, m-am săturat și de biserică, da, m-am hrănit și cât m-am rugat. Ei, dacă te-ai hrănit cât te-ai rugat, înseamnă că de fapt nu te-ai rugat niciodată. De ce? Gustați și vedeți că bun este Domnul. Iar în altă parte, iarăși spune, zice, ce voi răsplăti Domnului pentru câte mi-a dat mie paharul mântuirii voi lua. Cine a ajuns să se roage până să se sature de paharul mântuirii? Ai văzut Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos? Când a ajuns la scaunul de judecată a lui Dumnezeu într-o răpire și îi se dă să bea din două pahare. Din unul a băut ceva mult și amar. Iar din unul zice ceva puțin de tot, dar care mi-a îndulcit simțurile încât nu pot să exprim în cuvinte omenești. Și am întrebat, și ce e aceasta? Zice, amarul acesta este suferința lumii în care trăiești. Iar dulceața din care un pic ai gustat și te-ai îndulcit de tot, este bogăția lucrului care vine. Deci este bogăția cea veșnică pe care o dă Dumnezeu lucrând mântuirea pentru rai. Pentru că cineva a pus odată o întrebare frumoasă. Zice, părinte, zice, de ce te-ai făcut călugăr? Pentru că este rai. De asta m-am făcut călugăr. Numai pentru atât zic da. Dacă n-ar fi rai, nici mâine n-aș mai sta la mănăstire. Dar pentru că există rai, am de gând să stau la mănăstire. Păi și noi cei care, zice, nu suntem la mănăstire, puteți veni la mănăstire. Deci vezi, tot o șansă de a intra în rai. Cum? Nu stând la mănăstire, ci făcând ceea ce se face în mănăstire. Deci iată cum dă Sfântul Varsanufi o altă formă de interpretare că omul trăiește și cu cuvântul lui Dumnezeu. Zice, grele sunt ispitele celui ce trăiește după Dumnezeu, că dacă le-ar ști creștinul, zice, nu s-ar călugări. Dar zice, dacă ar ști creștini adevărata plată și ar simți dulceața adevăratei rugăciuni creștine, toți ar lăsa lumea și s-ar mântui. Nu să cere să facem aberații. Deci nu facem ortodoxism fanatic.
Dar facem un singur lucru. Ne apărăm biserica, ne apărăm naționalitatea și ne apărăm demnitatea, în primul rând de popor creștin, în primul rând de români, al treilea, de oameni cu o cultură și o educație spirituală de înaltă clasă. Și v-am mai adus aminte încă o dată și iarăși vă spun, exact cum spunea Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie, nu le dau pe cele trecătoare, pe cele veșnice pentru cele trecătoare. Când Ștefan cel Mare zidea în Moldova 53 de mănăstiri și înzestra tot atâtea biserici cu odoare, Cristofor Columb de bea îi descoperea pe americani care băteau cu bâta după cocos, că n-aveau din ce trăi, atât erau de necivilizați. Și acum noi alergăm la ei ca să ne civilizeze. Deci iată cât a scăzut cultura creștină, iată cât a scăzut sublimul culturii umane din timpul epocii feudale și cum omul a alergat de la adevărata hrană, care nu-i numai pâinea, ci și cuvântul lui Dumnezeu, a alergat să se hrănească cu reclamă. Deci iată scadența care o arăta Sfântul Haralambie când spunea: eu nu le dau pe cele veșnice pentru cele trecătoare. La fel, fraților, să cere și astăzi. Să cere să nu le dăm pe cele veșnice pentru cele trecătoare. Muzica trece, mâncarea trece, haina trece, luxul trece, baia trece, televizorul trece, mașina trece, dar sufletul rămâne. Iar Evanghelia pune întrebarea de bază: ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Dacă, zice, ai câștigat lumea toată și sufletul l-ai pierdut, n-ai rezolvat nimic? Și cineva a spus, zice, da, ai văzut suflet? Dacă n-ar avea omul suflet, ar rage ca vaca. Nu vă mirați! Animale necuvântătoare sau neraționale nu au suflet. Și dacă n-au suflet, n-au facultăți intelectuale. Iar faptul că omul vorbește, gândește, dorește, suspină și iubește, este faptul că în el există chipul și icoana lui Dumnezeu, care este sub icoana veșniciei. Deci un suflet rațional și cuvântător, în același timp și nemuritor. Deci iată ce trebuie să păzim noi în noi. Nu kilogramul de mâncare sau suta de grame de aur sau cutiuțele cu farfurii și celelalte. Sunt trecătoare, frate. Sunt o amăgeală. Sunt o spoială care amăgește ochiul și pare că încântă. Nu încântă, descântă. De ce descântă? De fapt nu înfrânează, desfrânează. Deci îl duce pe om la ceea ce spunea Sfântul Haralambie: Doamne, dacă îmi vei da mie putere unde vor fi moaștele mele, eu voi face să nu fie nici foame și nici sete. Moaștele Sfântului Haralambie nu sunt îndezmați. Pot să stea în biserică. Harul lui Dumnezeu nu vine îndezmați, vine în biserică și vine în sufletul creștinului care pe sine însuși se face o biserică. De aceea trebuie să știți și să fiți foarte atenți și să vedeți cam în ce constă mântuirea creștină. Și iarăși vă aduc aminte lucru spus cu vreo 6 duminici în urmă. 1. Credința dreaptă. Asta este prima condiție. De la minte, inima curată și smerită, adică o judecată nepripită, și în același lucru trebuie iubirea sau dragostea care le sudează pe celelalte două. Eu nu pot să iubesc pe aproape, să urăsc pe aproapele și să iubesc pe Dumnezeu, că sunt mincinos și urător de Dumnezeu, spune Ioan Evanghelistul. Deci trebuie să ai inimă de mamă, tu către tine să te vezi cu o inimă de judecător, să te vezi că ești păcătos, iar către Dumnezeu să ai inima de fiu, adică întotdeauna să fii legat de Dumnezeu ca un fiu, nu ca o slugă sau nu ca un nătâng, deci care să teme de el și de munca veșnică. V-am spus, noi nu așteptăm sfârșitul, ci noi așteptăm întâlnirea cea mare cu Dumnezeu, ca să vedem toți cât suntem astăzi în biserică, ce gândea despre fiecare din noi cei de lângă noi. Deci în clipa asta ce gândesc eu despre dumneavoastră și dumneavoastră ce gândiți despre mine? Acolo se vede și se întâlnește. Și acolo este de fapt răsplata cea adevărată. Un alt lucru, și pe aceasta închei, că vă uitați la ceas dacă vine autobuzul, este și acesta. Să nu uitați că pilda și viața Sfântului Haralambie se pot urma în ziua de astăzi doar prin trei condiții. Să ne rugăm, să avem parte de harul
lui Dumnezeu care vine prin preoție și hirotonie în biserică, deci să nu căutați har pe afară, deci numai în corabie s-a întors porumbelul cu ramura de măslin la potop. Deci a adus semnul păcii și a împăcării între om și Dumnezeu. Iar ramura de măslin care simbolizează un de lemnul nu este de fapt altceva decât ungerea celui care este ales prin puterea spirituală a Duhului Sfânt să fie păstorul sau conducătorul și nu ales după criterii materiale sau, ca să spunem așa, după criterii de grad. Un alt lucru, deci, care iarăși trebuie să rămână, viața și pilda Sfântului Haralambie, să fiți siguri că constă în post și rugăciune. N-a trăit 113 ani mâncând friptură, iar Leonte de Agra, sau cel fără de moarte din Sfântul Munte, a avut și el 135 de ani de viețuire, iar ucenicul lui a spus, eu vreau nici ulei să mănânc și vin ca să mai beau, ci numai verdețuri, numai rădăcini și numai crudități. Nu vă îndemn la crudități, că e iarnă, trebuie să mâncați mâncare preparată. Dar a trăit 235 de ani. Deci mai mult încă cu 100 de ani decât predecesorul lui și nu e o minciună, ci este un fapt adevărat. Deci iată unde duce postul și curățenia. Lungesc viața, lungesc sănătatea, luminează mintea și îl aduc pe om la adevărata cunoștință de Dumnezeu, cum spune troparul. Cu postul, cu privegherea, cu facerea de minuni, ai proslăvit Hristoase, transformând pustiul cel neroditor în câmpii imanoase și duhovnicești de mântuire. Și știți, pustiul Tebaidei și a Egiptului și Nilului și asta, Sinaiului, deci ce au fost adevărate sate monahale unde creștinii se duceau și se desăvârșeau cu adevărată inimă curată, înfrântă și smerită. Și în încheiere doar două, trei lucruri mai practice, a pus cineva o întrebare și s-o știți și pe asta și s-o spuneți și celor care vor fi lângă voi când vă duceți acasă, la mănăstire slujba dimineața este mai scurtă, nu că se scurtează. Privegherea care se face înaintea ajunului sărbătorii seara, care începe la ora 6 și se termină la ora 10, este de fapt laudele pe care în bisericile de mir vi le trântesc toate grămadă dimineața. De seara se face litia, se face vecernia, se face ceasul 9, se cântă canoanele, se citește psaltirea, se citește ceasul întâi, iar dimineața se pune acatistul, ceasul 3 și 6 și Sfânta Liturghie, care nu vă țin în biserică până la ora 3, dormind, povestind, glumind și făcând alte năzbâtii, cum se întâmplă prin unele biserici, unde preotul pomenește două ceasuri, o droaie de pomelce, Gheorghe, Gheorghe și Maria, și tot repetă la minus infinit niște nume acolo înșiruite, iar creștinii mai aprind câte o țigară după colțul bisericii să treacă vremea. Slujba se concretizează și se concentrează exact după învățătura bisericii. Liturghia nu are voie să treacă de ora prânzului, iar Sfânta Liturghie nici nu se lălăiește, nici nu se întinde, nici nu se scurtează. Are momentul ei semnificativ care oricât te-ai grăbi, nu poți să-ți ieși din fire. Trebuie să o zici așa cum sună, să o citești cât este, nu o poți scurta sau adăuga, dar se termină mai repede pentru că seara se pun încă 4 ore de rugăciune pe care dumneavoastră le parcurgeți la televizor. Deci nu le parcurgeți în biserică. Iar dimineața mai prindeți ceea ce credeți că vă este mai esențial. Liturghia și ce v-a mai rămas. Deci asta e o întrebare pentru niște răspunsuri neștiute. Iar încă un lucru care trebuie să vi-l clarific este și acesta. Nu vă cheamă nimeni la mănăstire forțat. Iar dacă la mănăstire se dă canon și să dă pravile și să dă rugăciune și după ce le primiți vă supărați, tot dumneavoastră pierdeți. Biserica nu pierde nimic. Nu trimite nici taxă poștală, nici telegramă, nici scrisoare. Deci dumneavoastră veniți de bunăvoie, căutați pe preot, vreți spovedanie și împărtășanie și tot ce urmează, iar unde nu se poate, și știți prea bine fiecare ce are în cârca lui, deci nu se poate, nu putem noi să fim prieteni decât până la Hristos. De la Hristos încolo suntem frați. Deci prieteni până la Hristos, iar de la Hristos suntem frați.
Și dacă frații lui Iisus, cum spunea Scriptura, frații mei și mama mea sunt cei ce fac voia mea și a tatălui meu, cu atât mai mult eu nu pot să fac voia altuia și să spun, hai împărtășește-te tu că ești directorul cu tare sau inginerul cu tare, că mi-e rușine de tine. Nu, dragul. Asta scrie cartea, asta execuți. Ai primit un an? Faci un an. Ai văzut că ai roade vrednice de pocăință? Îți dă drumul la jumătate. Ai primit 10 ani? Faci 10 ani. Dacă la 5 ești vrednic și se constată că biserica are garanția că tu nu vei recidiva minciuna și păcatul care l-ai inculpat în tine, te dezleagă și mai repede. În plus nimic. Puteți să o cărâți, puteți să vorbiți predindos ce vreți, nu se supără nimeni. Eu v-am făcut această precizare pentru că mi s-a spus nu cu supărare și i-am spus la persoana respectivă, nu mă supăr, zic eu, tot în continuare același canon aspru am să-l dau. Adică n-am să pot să-i dau omului sfinte ca mâine să se întoarcă ca împăratul din viața Sfântului Haralambe Casieve și să spună astea-s vrăjitorii. În biserică nu se face vrăjitorie. Cine ia trupul lui Hristos cu credință, să vindecă și de cancer, să vindecă și de ciumă, și de molimă, și de orice boală, și de măsea, și de cap, și de picior, că altfel nu s-ar fi pus rugăciunea, Doamne, Cel ce ai putere, izgonește toate, din cap, din creier, din ochi, din buze, din nări, din măsere, din dinți și din toate mădularele sufletului. Aia e o rugăciune adevărată. Iar în momentul când tu iei pe Hristos cu nevrednicie, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, casa mea nu se mai cheamă casă de rugăciune, ci se cheamă peșteră de tâlhari. Deci, negustori de bani. Tu vii și lași pomelnicul, eu ți-am dat sfintele, care de fapt nu sfinte, că Dumnezeu nu se batjocorește, și pleacă harul din ele și tu iei pâine și vin, Ioan Gură de Aur, dar în ziua judecății dansăm amândoi la ea. Mai bine ne despărțim aici și cărarea o ia strâmtă și cea largă, cine vrea merge pe lărgime, dacă nu încape de gabarit, iar cine vrea să îngustează pe cea scurtă și să duce la Hristos, fără supărare. Mai avem în continuare în creștinism și alte culte. Avem cultul catolic, care mulți l-au îmbrățișat că e foarte comod și n-au decât. Mai este cultul baptist, mai este cultul jehovist, adventist, penticostal, culte unde deja promisiunile și înscrierile sunt sub formă de câștig. Adică, un dolar, o mașinuță, un pachetel cu haine, un apartament, un serviciu bun. Cine vrea pe acestea, să se ducă la acestea. Iar cine vrea să trăiască cu Hristos, le amintim încă o dată același lucru. Hristos a venit într-o peșteră săracă, s-a îmbrăcat în poalele Maicii Domnului, n-a avut alte haine când l-a născut, a stat pe un braț de fân, l-a suflat o vacă cu botul și l-a încălzit, că îl cunoștea pe ziditorul ei, și biserica la fel. Nu vorbește oamenilor ca să-i jignească, nu vorbește ca să-i supere, dar nu le vorbește ca să-i piardă. Biserica trebuie să-i câștige. Așa a spus Iisus Hristos. Am și alte oi ce nu-s din staul acesta și pe ele să cade, să le aduc și va fi o turmă și un păstor. N-are cum să fie o turmă dacă trebuie să faci moftul la fiecare. Ava Dorotei, mi se pare, din Filocalea 4, era mereu acuzat de ucenici că îi urăște și fuge de ei. Și a întrebat, zice, Avo, de ce fugi că vă iubesc? Zice, păi cum ne iubești dacă fugi de noi? Fiilor, să vă spun un lucru, zice. Trei minți sunt în lume. Mintea dumnezeiască, mintea omenească și mintea drăcească, zice. Dacă se încaieră mintea omenească cu mintea drăcească, nu se mai înțelege nimic, zice. Aia e mintea lumii. Zice, mai multe gândiri deodată nu poți să le bagi într-o singură minte. Dar, zice, dacă încaieri mintea omenească cu mintea dumnezeiască, atunci, zice, toate merg bine. De ce? Dumnezeu e unul, cum spune și în crez. Cred într-unul Dumnezeu. Și dacă El are o singură cale, un singur țel și o singură dorință, mântuirea, raiul și desăvârșirea, zice, eu nu pot să greșesc că mintea mea e încăierată cu al lui Dumnezeu. La fel și l-a spovedit. Dacă vrei să-ți încaieri mintea cu mintea lui Hristos, îți pui frumos păcatele, primești canonul, iar când duhovnicul crede de cuvință, nu te omoară, nici nu-ți dă canon după ochi frumoși, nici după funcție. Asta e o eroare, să știți. Și nici nu te urăște duhovnicul că ai spus păcate mai urâte sau mai frumoase, că nu există păcate frumoase. Mi-a plăcut o întâmplare citită dintr-o carte, când un duhovnic foarte sporit, de la Techerghiol, a fost întrebat, zice, care rău e mai rău? Rău mic sau rău mare? Zice, am să vă dau o pildă, zice, am doi șerpi, unul mic și unul mare, zice, amândoi sunt otrăvitori. Zice, care din ei, dacă te va mușca, vei scăpa fără să mori? Păi ce, amândoi, dacă sunt otrăvitori, zice, dau veninul necesar morții. La fel și păcatul. Deci ori înjuri,
ori omori, ori dai în cap, tot păcat. Ori îmi tragi o palmă, ori îmi dai cu barda, e tot păcat. De ce? Toate se nasc din ură, toate se nasc din iubirea de sine, toate se nasc din mândrie și mândria fiind păcatul căpetenilor, păcatelor, tuturor păcatelor, că de asta a căzut și satana din cer, de-aia ne duce pe noi la dezbinare și la neînțelegere și la ruptură și de biserică și de credință și de Dumnezeu și de frate și de soră și de cumnat, că altfel n-ar fi pline tribunalele. S-ar înțelege omul din biserică cu preotul, iar spune, mă, tu n-ai dreptate, ia jumate, lasă și ei, tu fa așa și gata așa, dar s-a depărtat acea conștiință, nu mai este. Vine la preot, plătește pomelnicul, dar tot în tribunal se duce. E, mergem și la tribunal, trebuie să ia și aia bani, că doar nu o să șadă degeaba. Dar păcat că judecându-ne noi pe pământ, nu ne mai judecă Dumnezeu. Deci de ce? Dacă ați judecat, mergeți cu cei judecați sau cu cei ce au judecat. Dacă mă lăsați să vă judec eu și nu judecați voi, eu împlineam alt cuvânt al Scripturii care la fel de frumos spune. Zice, cel ce judecă, judecat va fi, cel ce nu judecă, fără judecată va veni. Și știți istorioara cu cel nepăsător și leneș ce s-a dus la rai fără judecată. Deci nu ne judecăm noi în cele pământești, ci lăsăm pe Dumnezeu să lucreze și să facă pace. De aia e bine în toate rugăciunile voastre și iarăși vă amintesc să fie o rugăciune pentru casă, o rugăciune pentru dumneavoastră însăși, o rugăciune pentru conducători, o rugăciune pentru justiție, o rugăciune pentru medici, o rugăciune pentru prieteni, o rugăciune pentru vecini, o rugăciune pentru dușmani, dacă credem noi că sunt și aia, dar să nu-i considerăm dușmani, să vedem tot ca pe frați, că Dumnezeu atunci va face dreptate. Va face dreptate. Și spunea la Pateric undeva o istorioară. Zice, atunci când dușmanul tău te supără și nu-l mai poți învinge și nu-l mai poți scoate din inima ta, să zici și această rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile dușmanului meu, și spui cum îl cheamă pe el, mântuiește-mă pe mine păcătosul, că zice Dumnezeu îi va schimba firea și caracterul. Nu trebuie să te răzbuni nici cu arma, nici cu parul, nici cu vorba, nici cu rugăciunea, ci să-l dobori prin rugăciune, că de-aia spune Scriptura, când el îți dă cu palma, tu să-i dai pâinea, când el îți dă o cara, tu să-i dai sarea, când el îți dă blăstămul, tu să-i dai binecuvântarea. Pentru că o să ardă sarsailă în el de smerenia ta și o să dispară și atunci o să fie bine. Cu asta pot să spun sau să declar lucrarea încheiată, deci cam ce am avut de spus, am spus. Rămâne încă un lucru, ca să știți, recunosc oboseala pe care ați avut-o stând toată noaptea, dar și plata va fi mult. Adică în Împărăția lui Dumnezeu, când ne vom întâlni la judecată, va cântări și această noapte de rugăciune la grămadă, aici așa frumos. Frig n-a fost, un pic de lene sau oboseală, fiecare de la munca lui. Dar va cântări acolo în cântarul dreptății lui Dumnezeu, pe lângă nopțile pierdute la petreceri. Sau petreceri și nunți, sau botezuri, sau cumătrii, sau chefuri, sau onomastice, va cântări frumos și această rugăciune făcută împreună de ziua Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, când putem să spunem și așa, Sfinte, Sfințite Mucenice Haralambie, pentru rugăciunile preacuratei Maicii noastre, Născătoare Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria, miluiește-ne pe noi păcătoșii. Amin.